Bună ziua, bine ați revenit pe canalul Pescuit și Natură. Astăzi sunt pe râul Suceava, în căutarea clanului. Sunt la o partidă de pescuit la spinning. Sunt cu vreo 20 de kilometri în amonte față de locul în care vroiam să pescuiesc inițial. Am găsit acolo apa tulbure, nici n-am mai scos camera să filmez. Deja sunt resemnat cu râul Suceava. E deja luna august, iar eu am reușit să pescuiesc o singură dată pe 8 iunie, chiar la deschiderea sezonului. În rest a fost apa tulbure de la ploi sau e tulbure de la balastiere. Astăzi m-am enervat, am mers, am luat toate podurile la rând din zona Milișăuț, dacă știți locurile, și am ajuns până pe zona Vicov. De-abia pe zona Vicov am găsit apa limpede. Mare păcat de acest râu foarte frumos, pentru că îl distrug balastierele. Haideți, măcar câțiva clienți să găsesc aici. Vizionare plăcută! Te eliberez. Un salmon hornet. Oh. Ce presătură faină. Cred că ăsta când s-a izbit să-mi tragă bățul din mână, micuțul ăsta. Salmon Hornet de 2,5, modelul acesta. Nici eu cu pe asta să nu-l lovesc. Nu sunt mari plenuții. Exact dacă se vede pe GoPro, dar aici râul se desparte în două, un braț vine mai tulbure, iar unul e foarte limpede. Ai oricum vreo 10 km în amonte, poate îl găsesc limpede tare, cum e aici, ar fi mai bun. Suceava se despărțea pe două brațe, un braț venea mai tulbure, un braț era foarte limpede, așa că am decis să urc vreo 10 km în amonte, să văd, poate găsesc aici apa puțin mai limpede, dar din păcate apa e tulbure aici. Nu știu ce se întâmplă, nu, astăzi oricum nu am noroc, urc mai sus, acum sunt puțin mai sus de localitatea Straja, să știe măcar localnicii pe unde mă aflu, pentru că e foarte ciudat, nu prind niciodată râul acesta limpede, e incredibil. Urc mai sus, mai urc vreo 10 km, văd, poate acolo. Am ajuns deja în zona de munte, deja sunt munții aici. Da,
mai sus au său tulbure. Aici, în munte, apa limpede. Asta cu buldozerul lui a tulburat toată apa. Uitați aici ce frumoasă și limpede e apa. Dar a trebuit să urc încă vreo 20 de km în munte. Am găsit și sursa poluării. Era un buldozer în mijlocul apei, lucra pe acolo. E ora 6, nu știu ce cota buldozerul ăla să tulbure apa la ora 6. Dar eu mai am acum vreo 3 ore, cred că, de lumină. Poate găsesc aici niște clean. Pe zona aceasta mai ești un păstrăv destul de rar, dar clean ar trebui să găsesc aici. Dorado, Alaska. Ei, nu pot să cred. Unde te-ai dus, mă? O să-l spun cel Nicose. Up, s-a dus. Era un păstrăv curcubeu. Ah, ce l-am scăpat. Era un pește fain, a sărit la suprafață. Un plenuț de munte. Am coborât puțin mai la vale. Excavatorul e la vreo 200 de metri în amonte de mine, dar deja nu mai lucrează, apa se limpezește și aici. Și am venit pentru că sunt niște locuri puțin mai adânci. Un clenuț. Am zis, locurile sunt puțin mai adânci aici.
iarbă pe cădere. Nu sunt mari clenoții, da? În vedere condițiile de astăzi, sunt foarte mulțumit. Hai, ce prezentare am avut, tot l-a atacat și nu l înțepam. Am înțepat puțin aici, dar s-a dezgățat. Hop. Mai am luat un clan. Asta e woblerul câștigător pe ziua de astăzi, un Salmo Hornet 2,5 cm, sinking. Atac fain. Să vedem și ce a atacat. Pare un clan mai frumos. Un clan frumos. Mai e unul pe lângă el. Mai e un clan pe lângă el. E prins tare bine, nu vreau să-l forțez. Așa, și l-am scos. Da. Un clan foarte fain. I-a și sărit, cum am zis, nu era prins bine, i-a sărit wobbler din gură. Un clan fain de munte. Eliberăm. Ce-a plecat de fain. Închei o partidă de pescuit foarte dificilă pe râul Suceava. Un râu cu un potențial enorm, dar care din păcate e distrus sistematic de balastiere. Balastiere, excavatoare. În zona mea, zona Rădăuți, sunt balastiere cred că din 5-5 km. Oriunde mergi, tot balastieră, săpături de balastieră, excavatoare. Au ajuns acum, nu mai au loc acolo în zona aceea, zona Rădăuți, spre Suceava, plin de balastiere. Acum au urcat și în zona de munte. Excavau un excavator fix în mijlocul apei, pietriș în acesta de munte. Am parcurs în jur de 50 de km pentru a găsi secțiunea ale râului cu apă cât de cât limpede. Am reușit să prind cleni. Am prins și un păstrăv mic curcubeu,
foarte multe prezentări, dar nu știu, pare rău așa când văd râul acesta distrus așa. Discutam mai cu localnici pe zona aceasta. Înainte pe zona aceasta nu era clean, nu era clean deloc, era doar păstrăv și lipan. Îmi povestea un localnic, prindea aici frecvent păstrăvi la 40-50 de centimetri. În ultimii ani au distrus și păstrăvul, au cu excavatoarele mai braconaj și măcar a rămas cleanul. Am avut destul de multă activitate la clean, am prins și un clean mai frumos, peisaj superb, dar nu știu, de acum când mai prind râul Suceava limpede. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!